vocal instrumental spre lauda lui Dumnezeu. Apoi Elena va da un psalm. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și pierdă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări. Căci Domnul nu lepădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși după îndurarea lui cea mare. Căci El nu necăzește cu plăcere și nici nu mâhnește bucuroși pe copiii oamenilor. Amin. În continuare avem cu toții din nou ocazia să luptăm pe Dumnezeu prin cântare. În timpul cântării ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și ne pregătim inimile să ascultăm Cuvântul Dumnezeu, care în această seară este predicat de fratele David Lavric, pastorul bisericii.
invit să vă ridicați și să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi la cartea pe care o scrie Iosua la capitolul 23, de unde vom citi a doua parte a acestui capitol. Cartea Iosua, capitolul 23, vom începe citirea cu versetul 6 și vom finaliza cu versetul 11. În acest pasaj vom vedea din nou cum pot să administrez binecuvântările lui Dumnezeu în așa fel încât să le păstrez în viața ta atunci când ele se normalizează, când devin o obișnuință pentru noi. Puneți-vă, spune Iosua, toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuințați în jurământ. Să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor, ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua aceasta. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și nimeni până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. Unul singur dintre voi urmăria 1000 din ei, căci Domnul, Dumnezeul vostru, lupta pentru voi, cum v-am spus. Vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Obișnuința. Obișnuința este o stare de confort, de comoditate, de relaxare, ce caracterizează contactele umane cu lucruri ce cândva au fost noi, inedite, istorice și neobișnuite. Orice interacțiune umană cu elemente ce apar în premieră în viața noastră, va tranzita de la entuziasm, emoție, bucurie, exaltare și nerăbdare spre o obișnuință sigură sau spre o familiarizare plată. Din punctul de vedere al utilității obișnuinței, aceasta poate avea concomitent atât efecte pozitive în viața noastră, cât și efecte negative sau dăunătoare asupra ființei umane. Procesul de familiarizare ne ajută să ne relaxăm. El elimină din emoții, întărește siguranța noastră și ne oferă cadrul pentru a performa. Atunci când te obișnuiești cu un anumit element, cu o anumită situație, cu o anumită cerință, atunci îndeplinești toate condițiile să faci performanță. Însă, în același timp, actul de familiarizare poate conduce spre pierderea interesului și a concentrării, spre diminuarea pasiunii, spre relaxare în privința respectării regulilor, spre neglijență și chiar spre desconsiderare. Și vă rog să vă gândiți în mod practic la efectele obișnuinței, efecte manifestate în viața noastră personală. Să presupunem că la un moment dat viața dumneavoastră se modifică brusc. Fie că vă schimbați locul de muncă, fie că vă întemeiați o familie, fie că vă înscrieți la facultate, sau fie că deveniți părinți sau bunici. Acest episod nou din viața dumneavoastră vine cu cerințe noi, cu responsabilități noi și cu sarcini noi, pe care fiecare dintre noi le întâmpinăm cu emoție și cu nesiguranță. Ne întrebăm, oare voi reuși să satisfac cerințele noului loc de muncă? Oare voi fi un soț bun sau o soție bună? Sau voi fi în stare să fac față nivelului academic al facultății? Sau voi fi capabil să fiu un bunic echilibrat care să nu cumpere prea multe jucării?
Și tocmai datorită suitei de emoții și gânduri cu care întâmpinăm elementele noi, devenim foarte concentrați, organizați, disciplinați, stricți, respectăm regulile, suntem atenți și nu ne permitem nicio omisiune. La locul de muncă analizăm procedurile de nenumărate ori înainte de a executa o tranzacție. În familie ne asigurăm sistematic că partenerul se simte confortabil pentru a evita orice tensiune. Suntem atenți uneori exagerat cu copiii și cu nepoții. De ce? Pentru că lipsa de obișnuință ne forțează spre o asemenea postură. Însă după ce ne familiarizăm cu noile sarcini, este foarte posibil să apară anumite modificări în comportamentul nostru. Nu mai verificăm așa des procesele și, prin urmare, e posibil să greșim. Nu mai suntem atenți la cel de lângă noi și, prin urmare, pot apărea tensiuni. Nu mai investim așa de mult în pregătirea academică și, prin urmare, nu absolvim și așa mai departe. Obișnuința ne ajută în viață, dar aceeași obișnuință ne și învinge și ne înfrânge și ne îngenunchează. Acum, obișnuința, stimații mei, apare și în viața spirituală sau în chestiunile ce țin de credință și spiritualitate. Unul dintre semnalele de alarmă care este tras de cei mai mulți teologi contemporani este tocmai legat de obișnuință. Noi trăim într-un timp și într-o generație care s-a familiarizat prea ușor cu cine este Dumnezeu. Mulți oameni astăzi nu mai au frică de Dumnezeu și vorbesc despre Dumnezeu cu ușurință ca despre ceva ce li se cuvine. Aici este un mare pericol în a deveni prea familiar cu Dumnezeu. Feriți-vă de vicleniile înșelătoare ale familiarității, acea virtute dulce, dar cu două tăișuri, care vă face să vă simțiți acasă în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ești atent, familiaritatea rece cu inima te va trăda cu sărutări și otravă și viața ta va aluneca în mod constant departe. Pentru că familiaritatea față de Dumnezeu și cuvântul său marginalizează curiozitatea, înțepenește gâtul, împietrește inima și astupă urechile. În biserica modernă am devenit prea familiari cu Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană și El trebuie cunoscut personal, însă El este tratat acum ca amicul nostru și nu ca Dumnezeul nostru. Dacă îți este ușor și simplu să te raportezi la Dumnezeu, poate nu este El Dumnezeul pe care îl cauți. Câteva citate din pledoariile teologilor contemporani în legătură cu acest sindrom al obișnuinței. Exact ca în sfera firească, normală a vieții, obișnuința apare și în sfera spirituală. Când ne prea obișnuim cu lucrurile, când ne prea familiarizăm cu Dumnezeu, o asemenea stare sau condiție aduce relaxare. Ignorăm mai ușor anumite principii. Trecem cu vederea mult mai repede anumite reguli. Obișnuința în sfera spirituală ucide patosul sau pasiunea. Acum, de unde știm dacă am ajuns într-o asemenea stare sau într-o asemenea condiție? Cât de mult ne-am obișnuit sau nu cu Dumnezeu, se manifestă în felul în care ne raportăm la binecuvântările lui Dumnezeu. Felul în care te raportezi la Sfânta Scriptură, la biserică, la slujire, exprimă cât de familiar sau nu ești cu Dumnezeu. Trec ani și ne obișnuim cu biserica, care nu este o normalitate, ci este o binecuvântare de la Dumnezeu. O binecuvântare menită să faciliteze performarea credinței creștine la standarde înalte, fără biserica a muri. Pentru unii nu sună confortabil. Dar biserica lui Hristos a fost rânduită de dragul meu și de dragul tău. În comunitate, împreună, ne șlefuim unii pe alții și suntem desăvârșiți prin Duhul lui Dumnezeu. Au trecut ani
Și fiind împreună, a devenit o simplă normalitate, obișnuință. Vă reamintesc, biserica este o binecuvântare de la Dumnezeu. Ne uităm în Scriptură și tratăm Scriptura ca o normalitate. Te întorci acasă de la serviciu, Biblia este pe raft, o deschizi și stând în prezența ei, ți se pare ceva logic, ordinar, firesc. Dom'le, a avea Biblia în casa mea, a o citi, este ceva normal. Dar Biblia nu este o normalitate, ci este vocea lui Dumnezeu scrisă, transmisă peste secole, peste generații, pentru noi astăzi. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ne uităm la slujire, la implicația noastră în sfera bisericească. Și tratăm uneori slujirea ca fiind o simplă normalitate, ca fiind o responsabilitate din multe alte responsabilități zilnice. Dar slujirea nu este o normalitate, ci slujirea este responsabilitatea spirituală a creștinului față de Dumnezeu și față de cei din jurul lui. Este un dar, este o chemare, este un har, este un mandat. Dacă vrei să observi cât de mult te-ai obișnuit cu lucrurile sfinte, privește la aceste elemente: biserică, cuvânt, slujire, comunitate. Atunci când ne obișnuim prea mult cu Dumnezeu și lucrurile sale sfinte devin normalități pentru noi, este foarte posibil să pierdem acele binecuvântări. E foarte posibil ca efectele binecuvântate ale unor lucrări să se schimbe în viața noastră. Când comandantul militar Iosua scrie poporului și transmite mesajul către națiunea lui Israel, în acest capitol 23, el vorbește despre pacea pe care Dumnezeu o dăduse națiunii. Dumnezeu binecuvântase poporul cu pace, cu securitate națională. Acum nu se sculau dimineața fiindu-le frică de biciul egiptean. Nu se sculau din nisipul rece. Nu, ci existau ca națiune într-o țară, având case, având armată, guvern, parlament, împărat, om care conducea. Însă Iosua le spune, e posibil ca pacea să nu dureze. E posibil ca aceste beneficii pe care Dumnezeu le-a oferit națiunii să nu aibă continuitate. Și ascultați ce le spune el. 12-13. Dacă vă veți abate de la poruncile lui Dumnezeu și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vor fi ca o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Poate vei spune astăzi, Dumnezeu este imuabil, neschimbabil, statornic. Dacă oferă o binecuvântare, Dumnezeu păstrează binecuvântarea până în veșnicie. Dumnezeu este imuabil în caracterul său și în natura lui. Și Dumnezeu oferă binecuvântări, dar menținerea și păstrarea lor se realizează în anumiți termeni. Iosua spune, pacea se poate duce. Neamurile vor fi ca un spin pentru voi și ca un laț. Vei spune astăzi, nu e adevărat. Binecuvântările spirituale rămân în viața noastră chiar dacă ne obișnuim cu ele. Ce vei spune? Domnule, am obișnuit cu biserica, dar tot am biserică.
M-am obișnuit cu Scriptura, dar tot am Scriptură. M-am obișnuit cu slujirea, dar tot slujesc. Și așa și este. Însă, când ne obișnuim cu binecuvântările, chiar dacă ele rămân în viața noastră, e posibil ca efectele lor să nu mai fie aceleași. Iosua spune, aceste neamuri pe care voi le-ați impozitat și ați strâns bani și ați dezvoltat economia pe spinarea lor, aceste neamuri acum vor fi ca un spin în coastele voastre. Efectul prezenței lor în zonă, când voi vă îndepărtați de Dumnezeu, nu mai este unul binecuvântat, ci este un prilej de cădere. Și așa se întâmplă. Când ne prea obișnuim cu lucrurile sfinte, efectele lor nu mai sunt aceleași în viețile noastre. Biblia nu are același impact. Biserica nu are aceeași putere, slujirea nu are aceeași relevanță. Acum, înțelegând toate aceste implicații, aș vrea în această seară să privim la felul în care putem să evităm familiarizarea cu Dumnezeu sau această obișnuință prea adâncă și, în aceeași manieră, să păstrăm binecuvântările din viața noastră. Cum ne putem feri de familiarizarea cu Dumnezeu, ca astfel să putem păstra binecuvântările sale la aceeași intensitate, cu același impact, cu aceeași putere în viețile noastre. Când ne uităm în acest pasaj pe care Iosua îl redactează, vom putea observa faptul că el vorbește despre o anumită preocupare ce definește oamenii care nu sunt prea familiari cu Dumnezeu, ce caracterizează națiunea, ce își păstrează binecuvântările. Iosua așează tot misterul acesta al păstrării binecuvântărilor pe seama unei preocupări ce definește națiunea, omul sau comunitatea. Vă rog să observați expresia: puneți-vă toată puterea. O expresie care comunică cumularea tuturor resurselor, a resurselor mentale, intelectuale, spirituale și materiale într-o anumită direcție care reprezintă preocuparea majoră a ființei umane. Puneți-vă toată energia. Fiți definiți de o anumită înclinație sau predispoziție. Apoi expresia alipiți-vă, din versetul 8. Din nou, expresie ce comunică apropierea. Dezvoltați în viața voastră, ca fel de comportare zilnică, acest mod de a vă alipi, de a vă apropia. Mai mult, expresia vegheați, dar cu luare aminte. Sunt trei expresii ce descriu preocuparea majoră pe care Iosua o vede ca fiind fundamentală. Și el spune așa: puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Dacă vreți să păstrați binecuvântările și să vă feriți de familiarizarea cu Dumnezeu, atunci este nevoie să păstrați sau să păziți legile lui Dumnezeu cu strictețe, în ciuda presiunii sociale. Dacă nu se întâmplă în acest fel, Iosua spune în versetul 12 următoarele: dacă vă veți abate de la aceste porunci, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va întreține pacea. Așadar, este clar că mai întâi el ne cere să fim preocupați zilnic, consistent, sistematic, de a respecta, de a împlini, de a păzi legea lui și poruncile lui în toate aspectele vieții, indiferent de circumstanțe. Însă, ce înseamnă aceasta?
Este o formulare prea familiară pentru noi. E ceva ce știm cu siguranță fiecare dintre noi. Însă care este substratul acestei preocupări? Pentru zeci de ani de zile, Dumnezeu și-a motivat poporul să asculte de legile sale, reiterând promisiunea făcută lui Avram. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare și îți voi da o țară unde va curge lapte și miere. Și o asemenea promisiune a întreținut și alimentat ascultarea poporului. Evreii au respectat legea, s-au pocăit atunci când au greșit, pentru că totul avea o logică. Canaanul reprezenta motivația supremă. Dom'le, se merită să trăim Evanghelia. Se merită, țara este înaintea noastră. Însă acum, Canaanul reprezintă proprietatea națională. Și ascultarea de legea lui Dumnezeu pare a nu mai avea nici scop și nici direcție. Dumnezeu împlinise toate nevoile fundamentale ale națiunii. Însă Iosua spune, dacă ați primit binecuvântarea prin a asculta de legea lui Dumnezeu, acum binecuvântarea se păstrează în aceeași manieră, păstrând și respectând legea lui Dumnezeu. Și ascultați implicația practică pentru noi aici. A păstra astăzi valorile creștine înseamnă a te comporta acum când ești binecuvântat, ca și atunci când te rugai spre a fi binecuvântat. Iosua asta spune. Continuați acum când aveți țara la picioarele voastre să păziți la fel de direct, la fel de concret, poruncile lui Dumnezeu, cum o făceați atunci când plângeați în pustie pentru o țară și pentru o națiune. Nu vă schimbați comportamentul. Trăiți acum, iubiți acum, slujiți acum, ca și atunci, când pe genunchi plângeați după binecuvântări. Stimați mei frați, a păstra binecuvântările lui Dumnezeu presupune a păstra legile și valorile sale. Se vede dacă păstrez legea lui privind la comportamentul meu. Dacă în vremuri grele din viață am fost dependent de Dumnezeu, dacă l-am slujit, dacă l-am iubit, pentru că toată slujirea a avut o logică. Am vrut să fiu binecuvântat. Și dacă acum, când sunt binecuvântat, sunt diferențe în trăirea mea, acolo nu este păstrarea cu strictețe a legilor lui Dumnezeu. Mai mult, pentru a explica ce înseamnă a păstra valorile lui Dumnezeu, Iosua scrie versetul 7. Dacă versetul 6 este un verset teoretic, care implică un enunț, implică o exprimare, versetul 6 este un verset explicativ. Acesta vine să detalieze în mod practic ce înseamnă cum să păstrez legile lui Dumnezeu. Și Iosua spune să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, și continuă relatarea. Păstrarea valorilor înseamnă să nu permiți aculturalizării să atingă elementele ce țin de credință și spiritualitate. Evreii sunt ca și noi, imigranți în Canaan. Și Iosua le spune, nu permiteți aculturalizării să atingă elementele ce țin de credință și de familie. Aculturalizarea înseamnă să îmbrățișezi, să adopți valorile culturii care te înfiază, fără a renunța la cele personale. E ceva prin care trece fiecare persoană ce emigrează și care devine un imigrant într-o țară. Toți ne aflăm în această situație. Acum evreii sunt imigranți în Canaan
Și din moment ce au refuzat să anuleze orice fel de colaborare cu popoarele băștinașe ale zonei, aceștia au fost supuși procesului de integrare socială cu precădere a culturalizării. Presiunea socială la care națiunea a fost supusă a trecut dincolo de partea fizică a vieții și s-a manifestat în dreptul credinței și a spiritualității poporului. Când Îngerul lui Dumnezeu vine la Gilgal cu un mesaj din partea lui Dumnezeu, acesta spune judecătorii 2:2-3 următoarele. Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat-o părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Mai mult, când Iosua descrie presiunea socială, prin versetul 13 spune următoarele. Să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vor fi ca o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi. Ideea de cursă se repetă în ambele versete și descrie imaginea unei capcane pe care un vânător o ascunde pentru a prinde vânatul. Iosua spune, țara este plină de capcane. Locuitorii acestei țări se închină unui Dumnezeu străin, unui idol și ușor, ușor, treptat, treptat, capcanele vor avea efect. Aveți mare grijă. Și într-un final, evreii au fost prinși în aceste capcane. S-au închinat lui Baal și Astartei. În acest context al presiunii sociale, Iosua spune națiunii să nu vă amestecați cu ei, să nu rostiți în numele dumnezeilor lor și să nu-i întrebuințați în jurământ, să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor. Într-o țară străină îți poți schimba numele, dacă te cheamă Ion, spui altfel, sună mai elevat, îți poți schimba vestimentația, îți poți schimba preferințele culinare, îți poți schimba hobby-ul, locul de muncă, orientarea politică, economică, socială, îți poți schimba limba, poți să vorbești într-o altă limbă decât limba țării din care ai plecat. Aculturalizarea e normală pentru integrarea socială. Și Iosua nu spune, domnilor, nu cumva să vă îmbrăcați ca ei. Nu le spune asta. E posibil ca copiii evreilor să fi văzut pe caraniți cum se îmbracă și să fi cerut la mama și tata, cumpără-mi și mie cum se îmbracă ăștia. Iosua este înțelept ce le spune, într-o țară străină, nu vă închinați Dumnezeului țării. Nu rostiți numele Lui. Nu îl întrebuințați în jurământ și nu vă închinați înaintea Lui. Opriți aculturalizarea ca să nu atingă credința și familia voastră. Și poate vei spune astăzi, domnule, ești tânăr în Canada, n-ai nici 2 ani de zile de când ești aici, de unde știi tu ce presiuni sunt aici? Ascultați un articol ce descrie cum telenovelele afectează dinamica familiei. În Brazilia și India, 2 țări care consumă în exces o asemenea producție artistică în ghilimele, se produc schimbări și modificări majore în ce privește dinamica familiei. Telenovelele nu produc doar entertainment, ci ele cauzează schimbări sociale majore. Ele au redus rata nașterii copiilor cu 3 milioane și au explodat rata divorțurilor
cu aproximativ 1 milion, stând acasă, pe un fotoliu, în fața șemineului, ușor, ușor, treptat, treptat, ți se schimbă percepția despre familie. Povești siropoase și consumeriste, prezentate online, prin mass media, dizolvă, desacralizează, distrug ceea ce înseamnă familia. Cel doilea element ce arată presiunea este o carte numită The Unfinished Canadian, pe care am găsit-o zile trecute într-o librărie, scrisă de Andrew Cohen, o carte care la final conține următoarea specificație. Noi, canadienii, ne închinăm sau adorăm diversitatea. Credem în ea, o proclamăm și luptăm pentru ea. Multiculturalismul a devenit un cult secular, consacrat de către lege. Un romancier numește Canada Hotel Canada. În timp ce America este un crezuiet, un vas din ceramică, unitar, fără materiale diferite, ci dintr-un singur material, Canada este un mozaic format din diverse segmente. Acum ascultați-mă foarte bine. Diversitatea funcționează în măsura în care nu există absoluturi. Dacă ai absoluturi, e imposibil ca multiculturalismul să conviețuiască. Nu poate să reziste. Ca să ai diversitate, ce să faci în primul rând? Distrugi partea absolută. Îmi spunea un tânăr, a evangelizat într-o discuție o tânără crescută în această cultură. Și evangelizarea strict românească pleacă de la Scriptură. Dom'le, așa cred și eu. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, vine credința în Dumnezeu și mântuirea. Fără Evanghelie, fără prezentarea lui Hristos, a crucii, a harului său, e imposibil să ajungi să fii mântuit. Și s-a început în acest fel. Și ascultați, prima obiecție. Dom'le, Scriptura nu este infailibilă, adică fără greșeală. Scriptura nu poate să reprezinte astăzi un absolut pentru mine. N-ai cum să mă aduci în fața Scripturii. Cultural vorbind, nu există absoluturi. Diversitatea din Canada anulează absolutul. Nu există un singur drum spre împărăția lui Dumnezeu. Nu există un singur Dumnezeu. Nu există o singură moralitate obiectivă. Nu. Este o diversitate. Mai mult, diversitatea nu doar că anulează absolutul, ci substituie autoritatea. Eram într-o seară la biserică cu tinerii dumneavoastră și în parcare, parcarea bisericii, din partea dreaptă, am observat două mașini. Era mașina unui tată și mașina unui fiu. Fiul avea 20 de ani, probabil consumase ceva, plecase de acasă și tata cu mama au venit să-l recupereze. Au stat 2 sau 3 ore în parcarea bisericii și spre final am văzut imaginea următoare. Nu un fiu îngenunchiat în fața tatălui care spune iartă-mă și primește-mă acasă, ci un tată care se pune în genunchi în fața fiului și spune, te rog frumos, vino acasă. Diversitatea anulează autoritatea. Hristos? Autoritate? Biblia autoritate? Nu, domnule, sentimentele, voința. Narațiunea socială cea mai prezentă astăzi este cea legată de sentimentele noastre care reprezintă autoritate în tot ce facem. Veneam de la Portland într-o seară cu tinerii de la misiune și pe mașină, o adolescentă din grupul nostru de tineri spune așa: m-am săturat să mă prefac în fața colegilor mei. În ce sens te prefaci?
simt că aș vrea să fiu partea grupului lor. Simt că aș vrea să glumesc cum glumesc ei. Simt că aș vrea să mă îmbrac cum se îmbracă celelalte colegi ale mele. Dar nu o fac. Îmi obstrucționez sentimentele. Și m-am săturat să fiu ipocrită. Aș vrea să fiu în societate exact cum simt. Și am spus așa. Nu te poți baza pe sentimente și pe ce-ți place. Pentru că sentimentele rănesc pe ceilalți. Dar, având imaginea culturii în care trăim, care spune următoarele lucruri, dacă nu-ți urmezi sentimentele și un ipocrit, adolescenta spune, vreau să nu mai fiu o ipocrită. Revenind la textul nostru, Iosua spune, limitați aculturalizarea și nu-i permiteți să atingă credința voastră și familia voastră. Canada este o țară care se închină în fața diversității. Și diversitatea dărâmă absolutul și autoritatea. Fiți acasă, frați dragi, autoritatea pentru copiii dumneavoastră. Să aveți la Dumnezeu lumină și înțelepciune să gestionați conflictele cu ei, dar învățați-i autoritatea. Puneți-i în fața a ceea ce este absolut și învățați-i că Dumnezeu este Cel care hotărăște normele de viață. Ca să păstrezi binecuvântările, să nu te familiarizezi cu Dumnezeu încât să te relaxezi în privința trăirii cu El, e nevoie să păstrezi valorile creștine. Cum le poți păstra? Să te comporți acum, când ești binecuvântat, ca și atunci când ai cerut binecuvântările și să limitezi influența culturală încât să nu-ți afecteze credința și familia. Însă, cum e posibil ca păstrarea valorilor creștine să ajute la păstrarea binecuvântărilor? În ce fel a trăi Evanghelia alimentează, întreține păstrarea binecuvântărilor din viața noastră? În teologia noastră populară, binecuvântările sunt înțelese de foarte multe ori în mod greșit. De multe ori ne uităm la binecuvântări ca la un fel de daruri din partea lui Dumnezeu, care funcționează, care au valoare, impact, intensitate, indiferent de ceea ce facem noi. Și ne uităm la harul lui Dumnezeu, la darurile sale, la lucrările sale, ca la niște acte pe care le putem întrebuința la aceeași valoare, la aceeași intensitate, indiferent de comportamentul nostru. O perspectivă extrem de eronantă care ne afectează în mersul zilnic. De aceea vă rog să priviți la binecuvântări în imaginea următoare. Aveți apartamente, case, de care le încălziți folosind un calorifer sau mai multe. O instalație de încălzire. Caloriferul este un obiect palpabil, observabil, pe care îl poți cântări, pe care îl vezi și pe care îl așezi undeva în casa ta. Însă caloriferul are o valoare extrem de scăzută dacă nu este conectat la electricitate sau la instalația de încălzire. Dacă nu-l conectez, rămâi cu caloriferul. Este acolo, te bucuri de el, te lauzi cu el, scrie acolo ce putere are, dar rămâne cum? Rămâne rece. Caloriferul dă căldură, este eficace, util, în maniera în care îl conectez. Dacă nu-i curent, așez flori pe calorifer și îl încălzești cu mâinile tale. Gândiți-vă la binecuvântări în imaginea aceasta. Ele sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. Ne îmbucură viața, ne înfrumusetează casa, venim din voi adânci și ne bucurăm de căldura lor, însă ele au efect. Conferă confort în maniera în care sunt conectat la Dumnezeu. În maniera în care sunt alimentat de către Dumnezeu. În momentul în care întrerup legătura,
Binecuvântarea este un calorifer rece, care nu mă ajută. Acum, relevanța. Fără Dumnezeu, biserica este enervantă. Păi fără Dumnezeu și cu o viață plină de păcat, biserica te scoate din sărite. Ce strigăm ăsta în față? Ce-i cu cântarea asta? Care e rostul rugăciunii? Ce-i cu monologul ăsta în fiecare duminică? Nu doar că enervează, ci n-are logică. Cine dă frumusețe acestei binecuvântări? Păi numai relația cu Dumnezeu. Dacă nu-i Dumnezeu implicat, biserica este un calorifer rece. Gândiți-vă la Biblie. Ce relevanță are ea dacă nu-i inima schimbată? Dacă nu-i Duhul Sfânt care să inspire? Dacă nu-i Duh de cunoaștere din partea lui Dumnezeu? E o carte incoerentă, cu greșeli de gramatică uneori. Nu înțelegi, te enervează. Găsești în ea doar un Dumnezeu criminal care omoară oamenii. Dar când se schimbă inima și când ești conectat cu Dumnezeu, Biblia este o hrană pentru suflet. Îți înviorează inima și îți limpezește mintea. Gândiți-vă la frații noștri, la comunitate, la frați și la surori, la tine, la copii. Cum poți să trăiești cu ei când te supără dacă Dumnezeu nu e implicat? Păi n-ai niciun motiv. Niciun motiv. Dar când Dumnezeu este acolo, dacă te supără cineva, poate un copil sau poate un frate, când Dumnezeu este implicat, conectarea face posibile lucrurile. Și acum Iosua spune în versetul 8 următoarele. Ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru. Asta spune, conectați-vă. Conectați-vă. Vreți să păstrați binecuvântările în viață? Nu trăiți ca păgânii, ca cei din jurul vostru, ci alipiți-vă de Dumnezeu. Dacă vă alipiți de El, ele rămân în viețile noastre. Și acum, un pericol cu care am să închei în această seară, a te alipi de binecuvântările lui Dumnezeu nu înseamnă a te alipi de Dumnezeu. A te atașa emoțional de ceea ce Dumnezeu îți oferă nu înseamnă a te atașa emoțional de Dumnezeu. E un fenomen care se întâmplă în viețile noastre. Dumnezeu ne binecuvintează și ne oferă foarte multe daruri, de la biserică, slujiri, până la familie. Și involuntar, ajungem să ne atașăm, să iubim rezultatele, ceea ce Dumnezeu ne oferă, binecuvântările. A te atașa de binecuvântări și nu de Dumnezeu înseamnă a-L înlocui pe Dumnezeu cu binecuvântările sale. Pentru ce suferim cel mai mult? Că nu merge bine lucrarea pe o lună de zile? Că nu funcționează bine un anumit departament al bisericii? Pentru ce plângem cel mai mult? De ce suntem atașați? Ce ne frământă inima? Când suferim pentru binecuvântări, pentru că l-am pierdut, pentru că nu mai sunt în viața noastră, pentru că s-au diminuat și nu suferim că nu avem o relație bună cu Dumnezeu, atunci e o problemă. E un calorifer rece. Cum ar fi să înlocuiești în casă centrala termică cu caloriferul? Domne, pe caloriferul în locul centralei termice și spui, încălzește o casă întreagă. Produce încălzire, încălzește apa, prelucrează curentul, rezolvă. E imposibil. În seara asta, ce vă rog este să
nu îl înlocuim pe Dumnezeu cu binecuvântările sale, ci Dumnezeu să rămână în centru. El nu poate fi o parte din viața noastră. El trebuie să fie centrul vieții. Nu există relația adevărată cu un Dumnezeu așezat la periferie. Dumnezeu poate fi în viețile noastre doar dacă este central. Haideți să nu punem niciodată nicio slujire înaintea lui Dumnezeu. Niciun frate, nicio persoană, nicio lucrare înaintea lui. Pentru că atunci când se schimbă prioritățile, când apar binecuvântările în față, nu doar că le pierdem, dar ne răcim și ne prăbușim. Când ne merge bine, să fie Dumnezeu central. Când ne merge rău, El să fie acolo. Pentru că dacă sunt alipit de El, El mă alimentează și mă susține în fiecare zi. Amin.